Doamne, Tată, vin să mijlocesc, Doamne, pentru toți frații și surorile mele și pentru toți oamenii care sunt în spitale, pe patul de suferință, care sunt închisori și suferă pentru lucrarea Ta, care sunt în azile, în orfelinate, pe străzi, necăjiți, întristați, îndurerați. Ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzele lor, după voia și puterea Ta. Și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat prin acesta. Mijlocesc-o, Doamne, de asemenea, Doamne, pentru toți frații și surorile mele care au nevoie de ajutorul Tău, care strigă după Tine. O, Doamne, și la care numai Tu le poți da ajutor. Sunt atâția bolnavi, întristați, îndurerați. Ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzele lor după voia și puterea Ta. Pun în mâinile Tale și cauzele mele pe care Tu le cunoști și proclam biruința Ta peste ele și cred că Tu vei lucra. Binecuvântă, Doamne, familia mea, copiii mei. Binecuvântă, Doamne, pe toți oamenii din Baia Mare, din Maramureș, din România, Doamne, cu mântuire și viață veșnică. Binecuvântă familiile lor, copiii lor, Doamne. O, Doamne, și fă-i să înțeleagă, Doamne, că au nevoie de Tine, de ajutorul Tău. Să-și pună viața în mâinile Tale, să intre în legământ cu Tine, în apa botezului, Doamne, așa cum Tu ai spus prin cuvântul Tău, cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. O, Doamne, și să-și asigure mântuirea, adică iertarea de păcate și viața veșnică prin Tine. Și să ajungă, o, Doamne, și să ajungem împreună cu Tine acolo în împărăția Ta, pentru că Tu ai promis că te duci să pregătești un loc, ca acolo unde ești Tu să fim și noi. Și noi vrem să fim acolo și aș vrea să fie cu mine toți oamenii, Doamne, din Baia Mare, din Maramureș și România. Dar fă-i să înțeleagă că Tu ai spus prin cuvântul Tău că nimeni nu vine la Tatăl decât prin Domnul Iisus Hristos. Că El este calea, adevărul și viața. Să-și pună viețile în mâna Ta, să primească mântuirea și viața veșnică. Și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat prin aceasta. Amin.